ca de mâine să ne pupăm cu ungurii, da? Putem să ne pupăm eventual cu unguroaicele, da, așa? Da, sau, ei, mă rog, ungurii cu româncele, treaba lor, exact, facem o chestiune de genul acesta, dar de aici încolo trebuie să ne respectăm și cât putem să ne acceptăm. Doamna Pop, acesta era... e mesajul cărții, da, să înțeleg, da? Doamna Pentru Pop, cât a fost de supărată și cât e de supărată și cu toată... cum să spun, încărcătura istorică pe care o poartă din familie, da? A putut să meargă la nuntă, a putut să joace ceartă. Și să aibă și ginere maghiar. Deci așa, accepte un ginere maghiar. Să se înțeleagă cu omul ăla, ceea ce, de fapt, spune totul. Asta este zona în care trebuie să ajungem cu orice preț. Al doilea punct, zona pe normalității, care, exact, al doilea punct pe care l-aș sublinia este legat de această ancorare veșnică, ancorare în trecut. Da, ne putem aminti tot timpul de Ib, de Trăznea, ne putem aminti de maghiarizare, de momentele nefaste ale istoriei pe care le-am avut împreună, însă putem să facem și altfel. Putem să fim cu ochii înspre viitor și putem să ne construim prezentul pe cum vrem să arate Ardealul, Ținutul Secuiesc, peste următorii 20 de ani. Aș vrea să te provoc și să îl provoc și pe domnul profesor aici și să vă întreb. Totuși credeți că este normal ca în România, în momentul în care se afișează diverse anunțuri, că se organizează un festival, că este o școală, că este un birou de avocat, că este orice, să apară prima dată numele în limba maghiară și pe urmă cel în limba română? Totuși eu zic, pe umila mea părere, că România este statul în care există și acel birou de avocat, în care se organizează și acel festival al cireșelor sau al merelor mai puțin coapte, și aici o spun intenționat mai puțin coapte, pentru că poate dintr-o chestiune simplă să nască, dintr-un festival care se vrea frumos, să se nască o divergență sau cineva, un român prezent acolo, să aibă un gust amar. Și cireșele alea, oricât de dulce ar fi, să nu îi poate intra pe gât. La voi există? Avem telefon? Răspundeți după. Da. Vă rog. Deci avem telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cum vă numiți, vă rog? Alo. Cum vă cheamă? Cum vă numiți? Bună seara. Alo. Cum vă numiți? Cum vă strigă? Domnul Constantin. Constantin și nu mai știu cum. Din Bișoara, de la dumneavoastră vecin. Constantin și mai cum? Păvălean Constantin. Păvălean. Da, domnul, da. Păvălean, vă ascultăm. E, am stat la emisiunea asta frumoasă a dumneavoastră care place, într-adevăr că o emisiune foarte frumoasă care... Dar cu ăsta, cu ungurii față de ăsta, dar nu prea place, fiindcă Ardealul a fost românesc și e știță românesc. Adică a nouă, Transilvanii, care a fost făcut de strămoșul nostru. Așa. Eu așa cred că e bine și ca să noi Ardealul, că bine și Banatul, orice ar fi, orice păcear Ardealul, Banatul, să fie pentru noi. Adică da. O să sară pentru treaba asta, dacă domnul, ajunge unguri să ne conducă pe noi. Domnul Păvălean, mă auziți? Da. Bine, Ardealul a cui acum? Acum a României, să știți să fii că deci, noi am strămoșii noștri. Deci dați-mi voi un pic, deci nu avem nicio problemă, dar e al nostru. Ei, acelui românesc, fiindcă okay. strămoșii ne-a făcut-o, ca tot o țară numai Ardealul. Domnul Păvălean, deci nu avem o problemă, e al nostru. Da. Dumneavoastră, dacă aveți 100 de lei în buzunar, iar dumneavoastră și e în buzunar, deci nu mai discutați despre da, ea. Da, corect. Păi, atunci de ce discutăm despre o problemă care e rezolvată? Păi că, aici am luat misiunea, păi că, ca să facă autonomia, nu se poate asta, că Ardealul nu face treaba, că nu se lasă Ardealul. Am înțeles, dar deocamdată e în regulă. Nu li s-a dat autonomia. Dar până la urmă, dacă cumva, până la câțiva ani, se poate face, dacă... Prin treburile se poate face, prin multe și multe fapte care s-au făcut și în România făcută. Eu nu cred că o să primească vreodată o și spun autonomie că totală. Fiindcă Ardealul și cu Banatul au spus totdeauna că nu o să fie România lăsat de oricine lumea asta. Domnul Păvălean, încă o întrebare. Mai aveți vecin ungur? Poftim? Aveți vreun vecin ungur? În Bișoara sunt numai doi unguri, în Bișoara. A, și mai cum însă, vă înțelegeți cu ei? Da, foarte bine. Nu. Nu mă pic altă chestie, dar nu vreau să fim, să meargă la Budapest sau undeva să meargă ca să ajungem acolo, să ne rugăm frumos de unguri, vreau frumos dați-ne, trebuie să vedeți, care noi țara noastră românească, că nu noi,
bătrânilor care vă sunt înainte, au făcut o treabă bună. Da, vă mulțumim mult, domnule Păvălean. Bună, bună, bună. Vroiam să mai întreb ceva, dacă acceptă denumirea de Heidenfeld. Vișoara este cartier al Bistriței, intrarea în Bistrița, poate, sigur a intrat. Da. Și acolo, spre exemplu, actualul primar ține foarte mult la ideea aceasta cu numele Săsești. Și le-a impus mai mult sau mai puțin legal, unii spun că ar trebui totuși o hotărâre de consiliu, o denumire a fostului obor de animale. S-a desfințat oborul, se numește acum Heidenfeld. Vișorenii nu prea sunt de acord, dar până la urmă nu o să aibă ce face. Și de asta vreau să-l întreb, dar se încheie emisiunea, din păcate, a zburat timpul repede. Domnule Oliv, Mircea, 30 de secunde. Am ascultat, două telefoane, dar am două. Cum ați plutit în imaginarul istoric. Până la urmă, România este un stat unitar național care trăiesc români, suveran, indivizibil, exact, și în care trăiesc români și maghiari, tema și germani, și țigani, și evrei, romi, pardon, că iau amendă. Tema autonomiei se pune doar la nivel cultural. Fiecare grupare culturală are autonomia sa. Dacă mai avem un telefon și mai încape 30 de secunde, rugăm pe colegul din regie să facem un efort, deci nu mai e timp. Da, vă rog. Cu asta încheiem, da? Stat independent, indivizibil, suveran. Da, cartea este o reușită, despre și asta vreau să vorbim. La asta militează, o relație exact, corectă deci română-maghiară. Cartea este o reușită, deci asta ea pune față în față... practic o lume a imaginarului istoric, o lume a realității pe care o trăim cu toții, în care conviețuim, în care comunicarea există, în care cele două etnii au mize și scopuri istorice și politice comune. Nu toată lumea o să fie de acord cu ce spuneți dumneavoastră și e cu ce problema spune colegul acelei ziarist, lume, așa cum dar eu mi-aș dori mine, să fie așa cum pentru mine spuneți e problema ceea ce spun eu. Așa este. Vă mulțumesc, stimate coleg Dan Manolăchescu, la final un mesaj maghiarilor, românilor și tuturor celor care urmăresc această emisiune. Păi nu, mesajul cărții. Am să spun și eu mesajul cel mai simplu, acela jurnalistic, că la citirea cărții cu siguranță mă vor înjura și români, mă vor înjura și maghiari. Problema este că nu e așa din punctul de vedere al practicanților acestei bresle. Eu mi-am atins obiectivul. Nu sunt nici de o parte, nu sunt nici de cealaltă și cred că cu acest nivel de obiectivitate, fiind presat din ambele părți, mi-am atins de fapt obiectiv. Când te înjură și unul și altul, înseamnă că ai fost obiectiv. Asta e o regulă jurnalistică. Îți mulțumesc tare mult și îți urez succes dacă mai urmează vreo altă lansare într-o altă localitate. Mai urmează. Bun. Și dumneavoastră vă mulțumesc, domnule mulțumesc profesor, și eu, vă mai aștept în această emisiune. Îmi face plăcere deosebită prezența dumneavoastră. Mulțumesc. Iar acum, pentru dumneavoastră, un sfat. Orice ar fi, și dacă stați strâmb, și dacă aveți bunii și străbunici care v-au spus că au suferit, viața trebuie să meargă înainte. Și cu toții avem prieteni maghiari, cu toții avem prieteni sași, poate, sau romi, sau de alte naționalități. Cred că e mai important să fim oameni unii cu alții. Acesta este mesajul meu. Iar dacă veți citi și cartea și veți înțelege că mesajul colegului de la Covasna, ziarist, este unul de bună conviețuire, eu m-aș bucura dacă veți lăsa la o parte posibile interpretări. O seară bună, urmăriți ASTV, asta e televiziunea ta.